rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiților credincioși, astăzi avem o Sfântă Evanghelie în care ni se vorbește despre trecut, dar și despre viitor, în care Dumnezeu îi ceartă și pe evrei, dar ne atrage atenția și asupra noastră a creștinilor. De aceea această Sfântă Evanghelie face parte din Evanghelile în care Dumnezeu ne descoperă lucruri despre Împărăția Sa. Ne descoperă lucruri despre ceea ce se va întâmpla la judecată. Sub forma acestei pilde, și anume, că un împărat a pregătit nuntă pentru fiul său. Acest împărat este Dumnezeu Tatăl, iar Fiul Său este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, a luat trup de om și iată că Dumnezeu Tatăl pregătește nuntă Fiului Său și trimite să fie chemați la nuntă. Și se duc trimiși împăratului și cheamă la nuntă. Și spune Sfânta Evanghelie, iar pe cei care au fost chemați nu au venit. Se duc cu acest răspuns la împărat că nu au venit oamenii la nuntă și atunci împăratul spune, mergeți din nou și spuneți că este pregătit totul. Vițeii sunt junghiați, masa este pregătită, cheamă-i la nuntă. Și slugile împăratului pleacă și anunță pe oameni să vină la nuntă. Și Sfânta Evanghelie descrie așa, că oamenii, indiferenți fiind, nu au ascultat această chemare, ci unul a plecat la țarina sa, altul la treburile sale, iar alții i-au prins pe acești slujitori ai împăratului, i-au batjocorit, i-au bătut, pe unii i-au omorât. Când au ajuns slujitorii la împărat, slujitori pe care îi recunoașteți că sunt îngerii lui Dumnezeu, sunt prorocii lui Dumnezeu, sunt oamenii cu viață sfântă, care de-a lungul timpului, încă din Vechiul Testament, dar și în zilele, până în zilele de astăzi, îi cheamă pe oameni la această nuntă a Fiului Dumnezeu. Masa aceasta care este pregătită este, dragii mei, unic, este Sfânta Liturghie pentru creștini, iar pentru evrei erau acea împărtășire din învățătură lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a descoperit în Scripturile vechi poporului evreu. Toate aceste lucruri ducând la mântuirea omului. Și atunci, în Vechiul Testament, când oamenii trăiau cu nădejdea venirii Mântuitorului Iisus Hristos care va veni și va mântui, și creștinii care au această certitudine prin venirea Mântuitorului că împărtășindu-se cu trupul și sângele Mântuitorului, participând la viața bisericii, se mântuiesc. Când a auzit împăratul ceea ce i-a povestit slugile, atunci spune Sfânta Evanghelie că s-a mâniat. Se poate Dumnezeu Tatăl să se mânie? Vedeți? Acest amâniat din Sfânta Evanghelie de astăzi este un cuvânt care este luat din mijlocul oamenilor, din vocabularul oamenilor, care, bineînțeles, cuvânt care ascunde în spate o stare a unui om, de mânie. Dar Dumnezeu se poate mânia? Dumnezeu care este iubire, este pace, este dragoste? Nu. Dumnezeu Tatăl nu se mânie. În schimb, acest samâniat este, așa cum am mai povestit eu odată, este durerea lui Dumnezeu, căci omul se îndepărtează de Dumnezeu. Oamenii au fost indiferenți. Oamenii s-au întors la țarele lor, la lucrurile lor, neglijându-L pe Dumnezeu care a pregătit o masă atât de bogată, cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi. Și spune că a poruncit slugilor
să ducă să-i pedepsească pe acei oameni. Și i-au luat, i-au omorât. Și acest lucru, dragii mei, pe care îl descrie în această Evanghelie, nu este o răutate a lui Dumnezeu. Vă aduc aminte și vă provoc la a vă gândi mai profund că atunci când Dumnezeu a făcut ca să ia viața cuiva, a luat-o ca să-i oprească căderea, să nu păcătuiască mai mult. Niciodată Dumnezeu nu a luat pe cineva de pe pământ decât ca să-i răsplătească cât mai mult binele. Așa a fost și cu potopul. Întrebarea era la mulți că atunci la potop au murit mulți copii. Ce erau ei vinovați? Dacă ar fi lăsat Dumnezeu istoria să curgă mai departe, faptele părinților și lumea în care ar fi trăit acei copii, acei copii ar fi făcut la fel faptele părinților și poate și mai atunci. Și atunci Dumnezeu, oprindu-le viața, i-a prins pe acei copii și a putut să aibă sufletele lor curate. De aceea trebuie mare grijă atunci când încercăm să înțelegem lucrurile din Sfânta Evanghelie și din acțiunile lui Dumnezeu, nu trebuie să le gândim așa cum gândim noi oamenii pătimași și în lumea aceasta căzută, ci trebuie să gândim prin modul acesta de a acționa la Dumnezeu, care nu vrea altceva decât mântuirea tuturor. După care Dumnezeu Împăratul, Dumnezeu Tatăl, spune slugilor: mergeți la intersecții de drumuri și chemați-i pe toți, și buni și răi, să vină la nunta fiului meu. Și s-au strâns oameni, au adus pe oameni la nuntă. Această, dragii mei, nuntă, să zicem, în general, când auziți cuvântul nuntă, mintea îi se duce la legătura aceasta, la slujba care se face când un bărbat și o femeie vin la biserică și prin taina cununiei se cunună și devin un trup. Această nuntă care ne este descrisă în această Sfântă Evanghelie este luată nu în zadar acest model de nuntă, fiindcă vrea să arate prin ele legătura care va avea loc între Fiul lui Dumnezeu și oameni. Cât de aproape și de intim vrea Dumnezeu să fie în legătură cu orice om. De aceea, de multe ori, Biserica lui Hristos, care sunt sufletele oamenilor care cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos și caută să străduiesc, să-i asculte învățăturile și să le urmeze, biserica aceasta, care se mai numește și trupul mistic al lui Hristos, mai este descris și ca mireasa lui Hristos. Chiar la taina cununie, la Sfântul Apostol Pavel vorbește despre biserica lui Hristos ca fiind mireasa lui Hristos. Mireasa pentru care Hristos și-a dat viața. Deci fiecare din noi suntem chemați la o legătură intimă cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea noi ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Îl luăm în noi și ne unim cu Hristos, dacă îl luăm cu vrednicie. Și dacă avem intrarea în biserică prin botez și prin ilungere. Iată că Împăratul îi cheamă de la intersecții de drumuri pe oameni să vină, să facă parte din biserica sa, să stea la cina lui. Sfinții Părinți, comentând această Sfântă Evanghelie, spun că primii care au fost chemați, descriși din Evanghelia de astăzi, este poporul evreu. Și într-adevăr, ei au fost chemați dintre primii să vină la nunta Împăratului. Majoritatea, nu toți, în schimb, l-au refuzat. Sau nu l-au ascultat, s-au întors la treburile lor și au văzut de lucrurile lor. Cei care au venit apoi de la intersecții de drumuri, aceia sunt popoarele păgâne la care a trimis Dumnezeu pe Sfinții Apostoli și urmașii lor să cheme. Și aceștia au venit. Și noi astfel am ajuns să putem face parte din Biserica lui Hristos. Dar oare în această Biserică a lui Hristos
au venit numai buni, Sfânta Evanghelie spune, au venit și buni, au venit și răi. Și ce se va întâmpla cu ei? Iată că arată mai departe Sfânta Evanghelie. Și împăratul, uitându-se la cei care au venit la nuntă, au văzut pe unul care nu avea haină de nuntă și l-a întrebat, prietene, cum de-ai intrat aici neavând haină de nuntă? Ce înseamnă acest lucru? Că nu vom putea intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu vom fi pregătiți pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și aici ne este descris prin această haină de nuntă. Vă dați seama că atunci când mergi la nuntă, nu poți să te duci la o nuntă murdar, rupt, ci în general când mergi la nuntă, îți iei hainele curate, îți iei hainele cele mai bune, în cinstea acelei nunți. Ei, în Evanghelia de astăzi, prin acea haină care nu era pentru nuntă, Dumnezeu vrea să arate că acei oameni care nu au fost pregătiți să-și curățească haina, și în alte învățături ale Bisericii Ortodoxe ne se vorbește despre haina curată a botezului, haina cea albă a botezului, ce înseamnă că s-a murdărit această haină, înseamnă că a murdărit-o cu păcate și cu patii, ce înseamnă o curățim, înseamnă că prin tainele Bisericii curățim această haină făcând-o din nou albă, în special prin taina pocăinței, care cuprinde mărturisirea, spovedania, părerea de rău, definirea canonului, ascultarea de Dumnezeu și așa mai departe. Atunci această haină se curățește și devine din nou curată ca la botez și așa putem participa la nuntă. Căci dacă nu, va vedea împăratul că nu avem haină de nuntă și ce s-a întâmplat cu cel din Evanghelia de astăzi? Împăratul a dat poruncă slujilor să-i lege mâinile și picioarele. Ce înseamnă această legătură? Până la moarte, până când murim, avem mâinile și picioarele, adică putem să lucrăm. Să facem ca această haină cu darul Dumnezeu să se curățească. Dar dacă ne prinde moartea, mâinile și picioarele sunt ca și legate. Noi nu mai putem face nimic. Aceasta înseamnă că au fost legate mâinile și picioarele. Și ce spune mai departe? Luați-l și aruncați-l afară. Acolo va fi durerea și scrâșnirea dinților. Ni se descrie de la Ginei, prin aceste cuvinte omenești, că acel om este scos de la nunta împăratului și în loc de bucurie și bucuria aceasta de a fi împreună cu împăratul și cu fiul său, va ajunge într-un loc unde va fi durere, întristare, scrâșnirea dinților, adică în iar. Poporul evreu nu a ascultat de chemarea lui Dumnezeu. I-au trimis Dumnezeu acei slujitori pe care vedem pe proroci. Chiar astăzi servăm unul din astfel de proroci, este prorocul Zaharia, fiul Barachi, tatăl Sfântului Ioan Botezător, care era preot, unii spun că arhereu, slujea la templu în Ierusalim, și odată când slujea, Dumnezeu a trimis pe îngerul său să-l anunțe că femeia lui Elisabeta va naște un fiu. Ei erau în vârstă, erau bătrâni, fizic, nu mai puteau să aibă copii. Dar darul Dumnezeu poate lucra și dezlega, iată, și la o vârstă înaintată, lucrul acesta ca să aibă doi bătrâni copii. Ei trăiau, Zaharia și Elisabeta, cu nădejdea aceasta, că poate Dumnezeu îi va asculta, având exemple din trecut, de bătrâni care au fost binecuvântați de Dumnezeu, părinții lui Samuel, părinții lui Samson și așa mai departe, care erau bătrâni și au născut copii, nădăjduia că se va milostivi Dumnezeu și de el. Și iată că îngerul a venit și a spus că Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor și va dezlega pântecele Elisabetei și vor avea un fiu pe care să-l numească Ioan. Dar Zaharia s-a îndoit. Și atunci îngerul i-a spus că va rămâne mut până va vedea împlinite aceste lucruri. S-au împlinit aceste lucruri. I-au pus numele lui Ioan. Și darul Dumnezeu a lucrat în Zaharia. Zaharia le-a spus celor care erau acolo.
Și au venit și au văzut nașterea lui Ioan și au fost la botezul lui Ioan. Și au văzut cum la botez, când au hotărât să pună numele lui Ioan, s-a dezlegat gura Sfântului Proroc Zaharia. Sfântul Proroc le-a spus că Ioan, copilul lui, este prorocul lui Mesia. Și că este înainte mergătorul și că va veni Mesia și este aproape. Dar câți l-au ascultat? L-au ascultat Irod? L-au ascultat cei care slujeau la templu, mai mare popor evreu? L-au ascultat din poporul evreu, câți l-au ascultat? Câțiva, foarte puțini. Mai mult decât atât, acest proroc al lui Dumnezeu, Zaharia, când Irod cel Mare a aflat că s-a născut un prunc și au venit magii și au spus că acest prunc va fi împărat împăraților, s-a tulburat și a dat poruncă să fie omorât toți pruncii, de la 2 ani în jos. Și atunci când s-a născut Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, tot Ierusalimul și împrejurimile se mirau și spuneau ce va fi cu acest prunc. Și Irod cel Mare și-a adus aminte de pruncul arhiereului Zaharia. Și a cerut în mod expres ostașilor să-l omoare. Dar Sfânta Elisabeta, auzind de ceea ce face Irod, a luat pe Sfântul Ioan Botezătorul și a fugit și s-a ascuns în munte. Și nu a fost găsit. Și atunci ostașii lui Irod cel Mare s-au dus la templu unde slujea Zaharia și au cerut pe pruncul lui. Acesta a spus, nu știu unde este. Și atunci împăratul a dat poruncă să fie omorât prorocul Zaharia și a fost luat din biserică și până a ajuns la Marele Altar a fost decapitat pe treptele templului. De aceea, în prima Evanghelie, Mântuitorul le spune evreilor, certându-i, vai vouă fariseilor și slugilor netrenici, fățarnicilor, că voi ați ucis pe proroci. Voi spuneți că părinții vroși au ucis pe proroci, dar voi împliniți ceea ce au făcut ei. Căci de la Abel până la prorocul, până la Zaharia, fiul Barachie, ați ucis pe acești proroci al lui Dumnezeu. Și iată, dragii mei, în loc să-l asculte pe Sfântul Proroc Zaharia, în loc să fie atenți apoi la cuvintele Sfântului Ioan Botezător, majoritatea nu l-au ascultat. S-au întors la treburile lor, împărații s-au întors la distracțiile lor și la nelegiurile lor. Evreii și-au dus mai departe viața, doar puțini au ascultat, au învățat, au crezut și l-au urmat și au ajuns să facă parte din împărăția lui Dumnezeu, să fie părtași la această lume. Așa s-a întâmplat cu evrei, așa, dragii mei, se poate întâmpla și cu noi creștini. Dacă nu suntem atenți, dacă grijile lumii ne cuprind, dacă nu punem pe primul loc, așa cum eu personal încerc să învăț pe fiii mei duhovnicești și pe dumneavoastră, puneți tot timpul în viață pe primul loc mântuirea sufletului. Asta să fie prima atenție. Și după aceea celelalte lucruri care vin și fac parte din viața noastră. Dar primul loc puneți acesta, mântuirea sufletului. Cum și care este starea sufletului meu? În ce păcate, sau mai grav, în ce patimă aflu? Cum pot să ies din ele? Cum pot să lupt? Și atunci mă duc, caut, mă spovedesc, stau de vorbă cu domnicii, iau cărți, le citesc, subliniez, îmi conspectez și le pun în practică. Și veți vedea darul Duhului Sfânt lucrând și ajutându-vă să împliniți aceste lucruri. Nu cu ușurință. Nu a fost ușor nici Sfântul Ioan Botezător să ducă viață în pustie, nu a fost ușor nici Maicii Domnului, care au trecut prin atâta suferință, nici Sfinților Apostoli, dar iată că darul lui Dumnezeu a lucrat și s-au mântuit, s-au sfințit. Și suntem chemați cu toții la această mântuire, la această nuntă a Fiului de Împărat. Să nu fim indiferenți, ci să căutăm să ajungem să ne unim cu Hristos. Miercuri avem o sărbătoare mare, este nașterea Maicii Domnului. Miercuri seara este privirea frumoasă în cinstea nașterii Maicii Domnului. Maica Domnului, care, prin care, iată, Fiul lui Dumnezeu și-a luat trup și s-a sărăjit în mijlocul nostru oameni. Iar noi l-am putut vedea, l-am putut asculta și putem astfel să ne unim Dumnezeu din Har.
Dumnezeului nostru, să-i vine slavă, cinste și încălăcine în vecii vecilor. Amin.